Vă felicităm cu ocazia Zilei Mediului. Este un eveniment important care ne permite să atragem un pic mai multă atenție la problemele mediului înconjurător și în acest sens OMS activează în parteneriat cu alte agenții ONU pentru a susține Republica Moldova în acest domeniu. Organizația Mondială a Sănătății privește mediul înconjurător prin prisma noțiunii largi de sănătate, stare pe deplin favorabilă fizic, mental, social și nu doar absența bolii. Și în acest context este crucial mediul înconjurător, acel ecosistem în care locuim și dorim să trăim sănătoși și mediul în care activăm sunt extrem de importante pentru sănătate și noi susținem eforturile menite să protejeze, să purifice și să diversifice mediul în care existăm. La nivel global, OMS este membru al acordurilor regionale multilaterale, cum ar fi protocolul pe apă și sănătate, programul european pe transport, sănătate și mediu și multe altele. În activitatea sa în Europa, OMS se ghidează de un program de lucru strategic pe 5 ani, în care promovarea modului și mediului sănătos de viață și activitate este unul dintre 3 obiective principale. Aici se include și promovarea nutriției sănătoase, mișcarea, ciclismul, modul activ de viață per se, siguranța traficului și lupta cu rezistența antimicrobiană, toate acestea fiind implementate au un efect dublu asupra sănătății și asupra mediului ambient. Numeroase activități sunt întreprinse pentru suportul Republicii Moldova, în special în domeniul siguranței și calității apei, salubrizării și igienii, în domeniul rezistenței și adaptării la schimbările climaterice, în domeniul standardelor calității aerului înconjurător, în siguranța chimică, în sănătatea la locul de muncă și alte direcții tehnice în care sunt menite să îmbunătățească și să facă mai sigur și mai pur mediul în care activăm. Suntem foarte bucuroși de conlucrare eficientă în acest domeniu cu autoritățile de sănătate din Republica Moldova, printre care Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale este partenerul principal strategic, cât și Agenția Națională de Sănătate Publică ca implementator al politicilor și promotor al unui mediu sănătos. Pandemia COVID a evidențiat încă o dată relația strânsă între sănătate și mediu, ce a scos la iveală vulnerabilitățile sistemelor noastre. Dar pandemia a oferit și o oportunitate unică să construim orice am construit mai departe, mai bine, mai ecologic, mai curat și mai echitabil. În acest sens, OMS a elaborat un manifest pentru o recuperare sănătoasă și ecologică după COVID-19, în care sunt peste 80 de acțiuni practice de prevenire, pregătire și rezistență la dezastre similare pandemiei, inclusiv și la dezastre naturale. Ele sunt menite să ne ajute în accelerarea implementării strategiei globale de protecție a mediului și a sănătății. Dacă vorbim de un mediu de activitate, un moment foarte important este protecția lucrătorilor sistemului medical și social în promovarea igienei universale a mâinilor. Este un lucru elementar, dar crucial în protecția sănătății oamenilor și combaterea rezistenței antimicrobiene. OMS, în colaborare cu alte agenții ONU la nivel global, promovează APREG implementarea standardelor înalte de puritate a apei, sanitație și igienă, utilizarea corectă a deșeurilor, inclusiv și a celor medicale, și puritatea mediului în instituțiile medicale. În paralel, salutăm proiectele de eficiență energetică desfășurate în instituțiile medicale și educaționale în Republica Moldova. În solidaritate vom reuși. Vom reuși să avem o planetă mai curată, o natură mai diversă, un mediu și un stil de viață mai sănătos și mai decent.